Concomitent, la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, prefectura a declanșat acțiunile de pregătire tehnică a desfășurării alegerilor din 5 iunie, prin organizarea instruirii președinților și locțiitorilor, precum și a secretarilor tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Neamț. Activitățile pentru organizarea alegerilor locale, ce se vor desfășura în luna iunie acestui an, sunt în desfășurare conform calendarului. Astfel, în data de 13 aprilie, a avut loc o instruire comună a președinților și locțiitorilor acestora, de la birourile electorale de circumscripții municipale, orășenești și comunale, precum și a secretarilor unităților administrativ-teritoriale. Organizarea instruirilor a fost supravegheată de prefectul județului Niculina Dobrilă, subprefectul Gheorghe Neculae și juristul Ilie Petre, șeful Serviciului de Legalitate a Actelor din Prefectură, care au fost flancați de președintele și vicepreședintele Biroului Electoral Județean Neamț. Instruirea a fost organizată pe trei centre, Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Prefectul județului Niculina Dobrilă, alături de judecătorul Cătălin Serghei, locțiitorul președintelui Biroului Electoral Județean, a participat la instruirea care s-a desfășurat la Târgu Neamț. Subprefectul Gheorghe Neculae, alături de judecătorul Cristinel Dumitreasa, președintele Biroului Electoral Județean, a participat la instruirea care s-a desfășurat la Piatra Neamț. Iar Petre Ilie, șeful serviciului din cadrul instituției prefectului, alături de judecătorul Cătălin Serghei, locțiitorul președintelui Biroului Electoral Județean, a participat la instruirea care s-a desfășurat la Roma. Cu prilejul acestor instruiri au fost trecute în revistă acțiunile din calendarul de desfășurare a alegerilor locale, fiind reamintite punctual acțiunile din etapa următoare și atribuțiile birourilor electorale de circumscripție electorală. În cadrul întâlnirilor din cele trei centre au fost prezentate acțiunile care s-au realizat până în prezent în procesul de organizare a alegerilor locale, precum și cele ce urmează a fi realizate în perioada imediat următoare. Totodată a fost adusă în discuție organizarea și funcționarea birourilor electorale de circumscripție cu accent pe atribuțiile acestora. La sfârșitul întâlnirii, secretarii unităților administrativ-teritoriale au primit ștampilele birourilor electorale de circumscripție. Pentru organizarea alegerilor locale, guvernul a aprobat la bugetul de stat suma de 350.663.000, sumă în care sunt incluse indemnizațiile membrilor birourilor de circumscripție electorală, ale membrilor birourilor secțiilor de votare și ale aparatului tehnic auxiliar. Au fost previzionate și costurile de implementare ale noului sistem informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Ca element de noutate la acest scrutin apar și operatorii de calculator care vor lucra în secțiile de vot, indemnizațiile acestora fiind asigurate tot de la bugetul de stat. Conform calendarului, în perioada 11-26 aprilie vor fi depuse listele de candidați pentru consiliile locale, Consiliul Județean și Primar. Campania electorală va începe în 6 mai și se va încheia în 4 iunie la ora 7. Cetățenii se vor prezenta la vot în 5 iunie, urnele fiind deschise de la orele 7 la orele 21. La Roman sunt așteptați la urne un număr de 59.620 de alegători.